Fără Caterin, că s-a auzit ceva. S-a auzit ceva. Salut, sunteți și bine v-am găsit la un nou vlog, fraților. Astăzi suntem alături aici de Cristi în spatele camerei și de Adelina. Astăzi am venit aici în Parcul Basilescu, după cum puteți vedea acum în spate se află și teatrul de vară. Locul acesta se spune că ar fi bântuit. Acum haideți să vă citesc și legenda despre el. Fraților, și acum o să vă povestesc de ce Parcul Basilescu se spune că ar fi bântuit. Emanuel, fiul lui Gabi Luncă, susține că Parcul Basilescu ar fi bântuit. Fiul lui Gabi Luncă a declarat pentru Antena Stars că are informații potrivit cărora clădirea teatrului de vară, adică aceasta din spatele meu, din Parcul Basilescu din capitală, este bântuită. Clădirea este în paragină, însă se pare că spiritul unui bărbat continuă să-și facă veacul printre ruine. Se spune că seara se aude în interiorul teatrului cum tușește juristul. Și noi o să stăm aici până se întunecă să vedem dacă se aude o tuse și să vedem dacă această legendă este reală sau fals. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Fraților, și dacă mai vreți vloguri din acestea horror, nu uitați să pușiți butonul de like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați share acestui filmuleț. Deci uitați-vă și voi ce ruine sunt aici. Ia, mamă, dar e îngrădit. Nu știu dacă avem cum să intrăm pe aici. Și cică pe aici se aude o tuse. Nu știu dacă știați, dar eu sunt genul ăla de persoană care nu crede până nu vede. Ia zi, Ade, e adevărat? Tu crezi că e adevărată povestea asta? Te piși pe tine, dreptul la orice. Bă, pe bune acum, frâca tenică. Uite-l pe la acolo. Unde e? Nu la pe aici, nu la pe aici. Fraților, noi acum căutăm o cale de intrare pe unde putem să intrăm și noi. Ce m-ai înghețat? Ai înghețat, mă. Păi, să fii cameraman e greu, mai ales te în cred, condițiile frate. Astea. Te cred. Plus că na, cameramanul de rezervă nu face nimic. Ce faci, Ade? Face story, mă. Face story sau snap-uri. Hai să găsim o cale de intrare. Ia să vin să-ți iei ghete, am așa. Da, mă. Deci e bine să-ți iei ghete. Și eu cu vapoarele astea ce să mai zic? Dar pe unde ai găsit, mă, tu intrarea aia? Că văd că totul e îngrădit. Mili, pe unde ai găsit? Bă, ești nebun? Pe acolo? Da. Dar e bodyguard-ul acolo, mă. Ne strecurăm pe aici? Ia uite. Ia uite, mă, ce-i pe aici, frate. Cred că nu-i nimeni, cred că doarme. Cred că doarme. Spiritul? E, spiritul. Spiritul nu știu, s-ar putea să fie pe aici. Doarme nimeni. Dar trebuie să avem... Nici eu la pe care-l caut. Da, da, da. Trebuie să vină adevărat, stai la. Pe aici, bro? Hai pe aici. Că să vedem pe aici. Taci. Fraților, am intrat pe aici. Mamă, cum e. Mamă, dar cum miroase. Şi, bă, miroase îngrozitor. Zic că suntem la arenele romane. Mi se mai speri și tu. Da, și eu, nebunule. Vă ține. Bă, vă ține să intrăm? Hai, intrăm? Uh-huh. Hai, da. Stai să avem lanternele de la telefon. Bă, vezi să nu cazi. Ești gata, bro. Hei. Mamă. Luminează un pic. Hai, te vină cu a. Uitați-vă, fraților. Ce că pe aici bântuie spiritul lui Nicolae Basilescu. Bă, ce că pe... Ce că pe aici bântuie spiritul lui Nicolae Basilescu. Aprindeți-vă toți telefonul. Nu-l scapi, da? Hai, hai, hai. Hai, hai.
Unul încolo, unul încolo. Caterinca, s-a auzit ceva? Ce? S-a auzit ceva? Nu-i mă Ade? Rest. Ade, vină mă încoa. Să mă bată, mamă. Ce-a fost? Nu știu. Uite-te un pic. Hai, mă, că-i bun.
Ce ai, mă, că s-au zis ceva? Bă, uite scării! Hai, Vere! Nu! Cristi! Facem partea a doua la... Cristi, scării! La unii drive-uri! Hai, cum s-o? Tu lumineasă în culo! Ba, da, e o scară! Băi, puteam să cădem în asta! Hai încă o ardeși. Fraților, cam atât a fost și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să bubuiți butonul like, să vă abonați la canalul meu de YouTube, să ne dați follow pe conturile noastre de Instagram. Da, s-a noptat. S-a noptat afară. Ia să mai ceva de zis. Bă, facem și partea a doua, da, de data asta, deci, dacă... am descoperit un alt fort. Exact, deci dacă strângem la clipul ăsta 500 de like-uri, promit că toți trei sau chiar mai mulți vom face și partea a doua. Da, mă? Normal. Bine, bro. Nu uitați să bubuiți butonul și like, să vă abonați la canalul meu de YouTube și să dați share acestui filmuleț ca să facem și partea a doua la 500 de like-uri. Promit că o să fac și partea a doua. Stai, lasă-mi codița în pace, deci uitați-vă și voi. Da, s-a noptat afară, este super frig și v-am pupat.